Bună seara, domnilor și domnilor, aici gazda voastră, aici Uncio, și bine v-am găsit, fraților, la o nouă serie de Minecraft. Mi-udat, jucă Minecraft, mi-udat. Înainte să începem, aș dori să specific că sunt alături de Lion Stars. Salut, bă! Această serie, serie nu o să fac singur, nu o să fiu un forever alone, yay! Se mai întâmplă și minuni. Și o să intre și alții pe parcurs, bineînțeles. De asemenea, doresc să specific că acest mod pack este un mod pack custom. Modurile sunt adăugate de noi și vor mai fi adăugate ulterior alte moduri. Mod pack-ul va fi în descriere, nu știu, pe la episodul 5 sau 10, în funcție de activitatea voastră și activitatea noastră. Noi sperăm acum să vă placă această serie, bineînțeles, să apăsați și voi butonașul de like dacă susțineți această serie. Practic și teoretic, ce este această serie? Este o serie care combină și modurile de design, adică gen moduri care adaugă mai multe nave, moduri care adaugă mai multe blocuri și prostii de genul, dar și niște moduri mai, cum să le numim noi, cum le zicea la alea, mai tehnice, niște moduri mai tehnice, mă. Acum, pentru început, vă dați seama, o să fie un fucking Minecraft default, în care tot ce faci este să spargi blocuri și să... și să... Sapă groapă. Da. Ei bine, aici avem o grămadă de căcaturi care le putem face, o grămadă de mâncăruri, o grămadă de jeturi care le putem crafta, cum ar fi stea. Eu caut piatră și găsesc nisip! Da, deci pentru primele episoade știu că nu o să fie cine știe ce. Noi o să încercăm să ne dăm silința aici, să facem cel mai mișto. Deci am găsit cel mai epic seed din lume. Numai ce jmecher arată. Cu 3 de jumă și jumă. Numai că e plină cu chestii de aia neagră și nu știu ce dracu e aia neagră. Și acum mergem să investigăm aici. Avem o problemă. Unde-i piatra? Stai puțin. Deci noi ne aflăm într-un biom special. În biomul acesta, migmatit mi se pare că este piatra clasică a acestui biom. Da, e. Cobblestone găsești foarte greu sau mi se pare că chiar deloc. Nu, dar migmatit ăsta e dacă spargi migmatit cobblestone. Da, migmatit cobblestone. Deci are exact aceleași usualități ca cobblestone-ul. Cum ziceam, modurile nu mai întrebați, modurile o să le aveți, o să facem un mod pack special și o să le aveți în descriere. Dar deocamdată, având în vedere că mod pack-ul nostru nu este unul stabil și că noi o să ne mai luăm și, bineînțeles, după sugestiile voastre, deocamdată e work in progress, e WIP. Ok, deja am nevoie de mâncare. Un furnal și să mai fac încă o masă de crafting aici să fie aproape de noi. Eu deja am nevoie de mâncare. Da, avem nevoie și de mâncare, e vorba ta. Prea repede se duce hangar-ul. Pe ce dificultate? Da. Se duce destul de repede. Mi se pare că e pe dificultate normal. Da, nu e pare. Stai, o să folosesc... stai că mai am cobblestone. Bum. Și ne facem aici un topor super șmecher. Mă, fraților, pentru cei care apreciați seria aceea de WoW's Quest și vă întrebați în continuare ce s-a întâmplat, ei bine, a trebuit să o închid pentru că odată cu reinstalarea Windows-ului eu am pierdut și salvările și toate modurile pe care le aveam. Așa că a trebuit să refac de la zero, cum ar veni, o serie de moduri. Bine, aveam niște backup-uri de la niște moduri și eu doar am mai luat alte moduri pe lângă alea, dar... nu aveam salvarea. Așa că am în serie. Deci putem considera această serie un WoW's Quest sezonul 2. Și prin urmare putem să ne dăm seama că Ciuncio este un uituc, fiindcă putea să trimită mod pe cuiva. Și cu tot cum am. Nu am apucat să-l trimit nimănui, efectiv, pentru că nu am avut când. Nu am avut ocazia. Cum așa? Gen, seria aia cred că a ținut numai o săptămână sau ceva de genul. N-a supraviețuit foarte mult, să știi. Păcat. Păcat de ea. În orice caz, nu făcusem acolo cine știe ce mega progres. O să încercăm să facem progres pe salvarea asta și să fie interesant. Ia să vedem. Asta cred că e coal. Cromatit coal ore. Nu contează. E coal. E cobble. Da, bine. Cobble-ul trebuie să recunosc că se vede urât. Se vede groaznic. Depinde și de biome. Cobblestone-ul nu-mi place. Cum? Depinde și de biome.
Da, depinde de biome. Culorile astea se bagă în funcție de biome. Apropo, să știi că saltul e un ingredient foarte, foarte bun. Minereu de salt. Poți să iei mâncare de zombie și să combini cu salt și să faci pastramă. Pastramă? Da, e genial. Pastramă, încă o dată, pastramă. Da, încă o dată pastramă, că din ceva complet useless îți faci ceva super, super șmecher. Bine, super au adăugat și ei, au făcut chiar foarte bine cu chestia asta. Da, interesant. Dar nu, totuși nu-i chiar pare useless. Pare că asta e de la Pumpscraft, de la modul Pumpscraft care adaugă prostiile astea. De ce ai mai făcut, mă, știu, un furnal? Că mai aveam unul aici, parcă. Bă, unde? Uite aici, bă. Dar nu văzui. A, da, nu, trebuie să-l vezi. Dar trebuie să-mi spui. Uite, apoi mai e un furnace. Apoi... Auzi, băi, eu știi ce sugerez? Uite, eu sugerez să facem următorul lucru. Să ne cazăm în muntele ăla. Oh, shit. Să ne cazăm în muntele ăla. Scuze. Îmi place, efectiv, îmi place mult de tot. Bă, și scuze, acolo... dar deja deja făceam chestia asta. Perversul e mic. Stai puțin, să dau ăsta mai încoace. Să dau programul de film mai încoace. Hai, ce-mi plac blocurile alea plătitoare. Deci, bă, fiți atenți. Dacă facem rost, adică fii atent, dacă facem rost de lăniță, suntem cei mai scoși, mă. Sau putem să facem rost de niște silk de la păianjeni. Tu neapărat vrei bărcuța. Da, vreau bărcuță, vreau fucking bărcuță. Pentru asta am băgat modul ăsta, pentru bărcuță. De fapt, trebuie să găsim modul ăla. Da, și e și un mod super bedes, trebuie să recunoști asta. Da. Ia și tu mâncare. Ce asta? Ia. Mă apucai să fac... Bă, ia din furnace. Da, da, ia stai, mă întreb dacă pot să combin mâncarea gătită cu niște salt și să-mi dea mai mult hunger. Unde-i? Unde-i? Hai să mai iau niște limestone. A, nu, stai, asta nu e cobblestone. Nu poți, nu poți, nu poți. Mâncarea gătită nu poți, nu. Ok. Așa. Bă, eu pentru început zic să ne facem și noi acolo o peșteră ca niște sinistrași, suntem și după să vedem ce dracu să mai facem. Începem și noi ca oamenii peșterii. Exact, începem ca niște oameni ratați. Uite, mie deja am scat de mult hunger. Wow! Vino aici. Stai un pic. Mai îmi trebuie cobblestone. Vino aici să vezi cât de epic se vede. Ce? Vino aici să vezi cât de epic se vede. Nu mai poți să mai fug, ești nebun? Unde ești? Vino, bă, aici. Unde ești, bă? Ah, good. Uite, plouă, bă, spate. A, bine, bă, nici pe ăsta nu le-ai. Ce? Fucking hell! Ia. Nu știu ce mi-a dat prostia asta pe super low și nu văd multe chestii. Uite. Lai, se vede autumn biome, acolo ce dracu e? Ai tot un biome de ăsta ciudat. Se arată foarte bine. Acolo și o piscină cu lavă. Ok, uite o insulisă plutitoare. E bun. E un început bun. Auzi, dar mă întreb, căcaturi de alea de clădiri nu s-or fi spawnat? Ala, mi se pare ca la village. Nu, mi se pare, nu, clădiri, altfel de clădiri. Eu am pus un mod care adaugă niște spawn-uri de-astea de clădiri random, știi, pe hartă. Random, dar bine spus. Mi se pare că ai nevoie de salvarea ca să nu fie biome plenty. Eu am băgat acum biome plenty pentru că biome plenty are mai multe biome-uri de-astea și se vede mult mai jimeche. Și mâncare. Și mâncare, da. Așa, bă. Bă, deci eu zic, efectiv, asta să fie intrarea în coceaba noastră sau nu? Sau putem să o facem pe aici, ba? Intrarea în peștera lui Batman. Peștera lui Batman, de afară Batman. Aci o facem, fii atent. Săpăm aci. Bum. Sapă o groapă. Așteptă, mă, știu. Așa, bum. Dă-i cu trână cu putrâdăitor. Jbong. Nici, asta o să fie intrarea noastră șmecheră în peștera lui Batman. Stai să punem aici și... nu știu ce, să mai lăgim un pic asta. Să fie 2 3, cam așa. Strong. 1 2 bang. Bun, 3. Așa. A, deja încep cu designul. E ceva de genul, nu e chiar design, e acolo o improvizație. Momentan. Un design de la homemade, știi? Da. Așa. Bun, punem și aici.
iar bugul ăsta infect în care trebuie să fiu la un loc distanță ca să pot să pun. Așa. Trebuie să aducem mesele de crafting și căcaturile alea aici repede. Repede până nu vine noaptea. Dacă vine noaptea luăm gangbang. Și dacă luăm gangbang asta nu e de bine. Așa. Tu ești în cel mai mare casă gangbang. Mai luăm niște cold ăsta să avem la noi. Frate, ăsta zici că e cromatit de ăsta, zici că e de biome, de sand, știi? Păi știu, dacă stai prin jos știi că găsești sand. Da, bine, dar și pe lângă sandul ăla mai găsești și cobblestone și minereuri de-astea. În principal sand. De. Eu nu mai are târnăcop. Stai puțin, fac eu acum o masă de-asta de crafting, bun, băgăm aici. Băgăm aici și furnalele noastre. Cum ziceam, ne facem aici ca niște sinistrați ce suntem. Așa e. Trebuie niște stairs să pun aici, la intrare, să vadă cât ok, da. Să vedem de cât timp filmă moare. Oh, de 11 minute. Zicem... 11 minute, ne-a mișcat bine, ești nebun? Păi ce credeai, că ne mișcăm încet? Da. Avem ce face, bă. Chiar avem. Nu. Asta trebuie un pic mai sus. Deci ăsta o să-l punem puțin mai sus. Fiți atenți cum facem. Punem prostia asta mai sus. Punem scările astea mai sus. Adică o să am nevoie de așa, să mă urc. Și scările o să vină, practic, și teoretic, aici. Bum. 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 Stai. Mamă, scheleții au și ei niște arcuri mai mișto. Serios? Vino aici. Nu mi-e lene. Pici pe ei. Și au și de la care să țină săgețile. Quiver? Mhm. Mă întreb dacă și noi uite, putem uite zombiul ăsta! Uite zombiul ăsta! Unde e? Are un hat! Aia e o pălărie și dacă l-o mor o să-ți răpeze pălăriuța lui. Știu. Ha-ha. Nu-mi dă-te pă... Nu mi-o dă-te. Cum nu ți-a dat-o? Avem hat mod? Da. Uite că mi-o dă-te. Înseamnă că acum... Acum nu-ți mai zice. Sunt norvegian. Da. Ce drăguț. Ok. Cum să facem noi? Uite, o să punem așa. Pam. Deci pentru început punem această intrare improvizată. Că mai târziu o să punem niște porți din acelea super faine. Așa. Deja mi-e frică la ce are ăsta în minte. De ce, bă? Fiindcă te cunosc. Asta. Fictir seruță de fapt. Așa. Bă, oi, o să ne fie super greu să găsim. Nu chiar. Deja mi-e frică. Adică nu știu, înainte în Minecraft când mă spawnam, bum, găseam o oaie, găseam o vacă, bum, le bubuiam și le luam tot ce aveau. Dar acum nu mai găsesc nimic, aici, nebun. Bă, am omorât deja găini și vaci. Da, oi. Mers peste dealul. Ce? Cred. Stai că mă duc să mă uit. Eu mai bine nu te duc, că e noapte. Ajută-mă aici. Trebuie să mă duc și eu. Ajută-mă. Stai tu acolo, că mă uit doar peste deal și după aceea îmi vine înapoi. Ia să vedem. Mă întreb oare cum fac un gate. Recyclist. Poartă mă interesează pe mine în special să fac. Ah, bun. G-A-T. Nu. Ce naiba, mă? Într-adevăr, văd decât o vacă, nicio oaie. Aia e problema, o să trească să improvizăm noi. Spider-Man direct. Da. Nu știu de ce, dar nu găsesc porțile acelea speciale. De la modul ăsta. Uite că am găsit și jigodii astea de bărcuțe care le putem crafta. Yeah. White hole. Ce naiba. Ohoi. 15.000 de bărcuțe de astea. Nu înțeleg de ce sunt vreo 10-20 de bărci. Da. Avem și modul ăsta în care când punem torța în mână se luminează. Da, e... Nici nu mai știu cum îi zice. Light, ceva chestie. În fine, nu contează. E bun modul. E mod șmecher, da. Și mai realist. Da, nu găsesc, efectiv nu găsesc. E posibil să fie și ceva conflict.
dintre modul ăsta și ălalt și de aia să nu meargă. În fine, hai să mă uit să văd, să ne facem o de-asta specială de tăiat. Unde morții? Soul bench. Așa, deci avem nevoie de un iron, oak planks și stick. Bun, deci o să trească să facem o mină, uite, chiar aici. Uite, steluța, aici o să fie mina noastră oficială, aici o să minăm noi 12.000 de ani. Bine, poftim. Oh, dăm și salt. Hei, pardon. A fost și o idee bună. Poftim, în spate. Așa, rotten flash, salt. Arată baconul. Așa, stai un pic. Arată baconul. Zombie jerk. Țin. Am nevoie de două dase de salt. Ține baconul. Zombie jerk, bacon. Dezolat de voroi. Stai, bă. Dar nu te mai pune în fața mea. Dar de ce? O să mor până la urmă. Fucking hell, eu doar click-ul apăsat și vreau să spar prostiile astea și tu te pui în fața mea. Obișnuința. Ok, asta o să fie mina noastră mirobolantă. Avem nevoie de multe sterzuri. Deci să înțeleg că coborăm în jos, bun. Exact. Coborăm cât mai mult în jos, dar nu, bă, așa e, în cub, mă. Coborăm în cub, nu așa. Așa e urât. Că așa, gen, putem să facem ca un fel de flor sau ceva de genul. Arată-mi tu cum vrei tu și hai să văd. Gen, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Deci, așa e. Așa e. Gata, bă, gata, m-am prins, m-am prins, m-am prins. Da, 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 da. Încerc așa tot în jos, până în jos și jos, jos. Da, 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 da. Exact, mai vrind. Mai vrind, exact. Nici eu nu-s chiar așa de prost. Așa, mai sapi, mai sapi acolo unul jos și mai sapăm și în direcția asta. Sapă groapă. Sapă. Vreau ce ți-a dat damage? Ce? Ce ți-a dat damage? Eu ți-am dat damage. Așa. Și uite. Aici. Mai pui eu de asta. Ai o scară? O scară, bum. Bun. Și mă întorc. Mecherie pe câmpie. Și apoi următoarea. Și tot așa. Câte două de astea, știi? Uite. Mm-hmm. Bam. Una. Dar dă și mie scări. Te un pic. Pâc, pâc. Așa. Câte două scărițe și nu știu, după aceea o luăm în cealaltă parte, da. De fapt, ia ține și le pui tu. Eu sparg și tu le pui. Stai că trebuie să mai spargem și aici pe mijloc. Stai că trebuie să spargem și peretele ăsta. Ca să avem și noi cât de cât front de lucru. Dar aia, la ce înălțime suntem noi? Mamă, 64, ești nebun? Coborâm noi până la 11, cel puțin. Mai avem noi destul până ajungem undeva. Ajungem, nu-ți fă-te griji. Ia era să dau un ternă cap în cap. El e la Instars. El e ciunci, o să-i bag în fața mea. Așa, țâc. Țâc. Șpong, invers. Și pui scara. Ce ai făcut, mă? Am pus invers. Șpong, șpong. Așa. Și continuăm. Eu sparg aici frumos. Țâc. Și punem, uite, aici. Lemn. Bun. Măcar marble-ul se sparge mai repede. Mă duc să mai fac un târn în cop, că aproape s-a stricat ăsta. Al meu mai are jumătate. Mai fac unul și pentru steluță în caz că se strică și ăla. Țuc, țuc, ok. Șpong, șpong. Mergem uite și în jos. Ce mișto ești tu cu stegulețul ăla care ți iese așa din cap. Se proiectează din cap. La e mișto. Ești un steguleț. Am găsit iron, cred. Da, iron ore. Am găsit iron, este bun? Uite aici. E camuflat acolo, căcatul ăsta negru. Ops. Prima dată nu mi-a fi dat. Așa.
prima dată nu mi-aș fi dat seama nici bătut că era la Iron. Mm-hmm. Prima dată eu am crezut că e Gold, știi? Dar uite că eu după ce l-am colectat, dacă te uiți în mânuța știu, mea, se vede Iron. Deci revine la normal. Da, e puțin cam ciudat aici, puțin cam fail. N-au ok. A, uite, ce e ăsta? Coal. Da, e mai ciudat coalul ăsta, uite, vino și tu să vezi. Yeah. A, da. Mă duc să fac, să-l pun la prăjit, să fac și o întârnă copii interesant de Iron ăsta. Ca să ne ajute puțin, nu? Da, da, da. Așa. O să trebuiască să mă uit eu pe wiki sau ceva, să văd cum naiba facem porți de alea înalte, știi, de alea care apeși pe un buton și se ridică, țâc, 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 țâc. Știi că de alea aș fi vrut să punem în alba aici, la... Așa. Bă, filmăm deja de 20 de minute. Serios? Da, da, da. 21 de minute. Păi, avem și noi aici Iron, o să putem să săpăm în jos. Bă, eu zic că săpatul ăsta să-l facem off-camera. De acord. Și să revenim după ce ajungem gen jos de tot, tot așa o să continuăm scărița noastră mirobolantă până jos de tot, până ajunge jos. Deci, practic... Oameni buni, cam acesta a fost și... Poftim? Vreau să spun că, deci, practic, ăsta e sfârșitul episodului. Exact, practic și teoretic, ăsta este sfârșitul episodului. Oameni buni, noi vă mulțumim foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Cam aici se încheie și acest prim episod din Wofos Quest. Nu ezitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vreți să susțineți această serie în continuare și, bineînțeles, comentarii în secțiunea de comentarii cu sugestiile voastre pentru moduri. Eu am fost, bineînțeles, gazda voastră aici, Junciu, el a fost... Lion Stars. Și vă urăm o seară faină. Exact. Bye, bye!